trecut anul și din nou ai ajuns aici. Cu foaia și pixul îți faci planul pentru visul. Visul ținut între dinți. Te uiți pe fereastră și zici: anul acesta va fi mai bine. Sunt aici, sunt aici, pregătit. Și scrii și ștergi. Mai scrii, mai mergi. Te uiți din nou pe fereastră și vezi cu copacul înflorit deja rodita. Ah! Reflexia chipului tău se așterne pe geam și încerci să-ți regăsești visul pal. Șters, reflectat în copacul odată înflorit. Știi? Dualitatea geamului te face să te pierzi în dualismul vieții și încă o dată realizezi că în viață, chiar de dorești, nu poți primi doar ceea ce voiești. Așa că lași pixul jos și meditezi. Nu mai scrii, nu mai mergi, ci doar aștepți. Dar ce aștepți? Oare să mergi? Oare să vezi? Poate să crezi. Poate să crezi. Tic, tac, tic, tac. Și din nou am intrat în noul an. Cu dorințe, țeluri, visuri, împlinite, neîmplinite, deslânate, dezbrăcate, repetate și de multe ori uitate. Ba chiar, spulberate. Iei pixul și începi să scrii. Îți întorci privirea și zici: fereastra s-a spart, dualismul s-a sfărâmat, eul ce a fost reflectat s-a îngropat și viața s-a căpătat. Acum alergi având un țel, dar avându-l pe el.